Bună seara, dragii mei, sunt Tarotela cu o nouă etalare, gen alege numărul, etalare care vine să vă aducă un mesaj poetic din partea persoanei dragi, persoanei la care vă gândiți. O să afișez o serie de numere, câte sunt 6, și va trebui să alegeți. Eventual vă gândiți la o persoană, dacă aveți mai multe persoane în gând, vă gândiți pentru fiecare cât un număr, da? Și apoi o să vă citesc mesajele pe care le-ați primit, da? În pauză, puneți și voi, gândiți-vă la număr și revin. Ok, pentru cei care ați ales numărul 1, ați primit acest mesaj de la persoana la care vă gândiți voi. Un mesaj poetic, v-am spus, care sper să vă aducă, să vă introduc într-o lume emoțională a lor. Spune așa mesajul. Dacă te-ai îndepărta puțin, dragostea mea ar crește ca aerul dintre noi. Dacă te-ai îndepărta mult, te-aș iubi cu munții și cu apele și cu orașele care ne despart. Dacă te-ai îndepărta cu o zare, la profilul tău s-ar adăuga soarele, luna și jumătate din cer. Acesta a fost mesajul pentru cei care ați ales numărul 1. Poezia se numește Perspectivă de Marin Sorescu. Bună seara, dragii mei! În continuare citesc mesajul numărul 2 pentru cei care ați ales acest mesaj, evident poetic, de la o persoană la care v-ați gândit. Mesajul sună cam așa. Totul e perfect pe pânza acestui secol al cinematografului și imaginea noastră și sonorul. Numai că de multe ori ne facem corect apariția, începe să gesticulăm și să vorbim omenește, dar nu se aude nimic. Cuvintele ți-au fost expediate pe ecran mai înainte sau au fost oprite la vamă. Alte ori te pomenești exprimând replicile interlocutorului care nu se potrivesc pe gura ta, îți vin prea mari ori prea mici. Cel mai rău este când glasul începe să ți se audă după ce tu ai ieșit de mult din fascicolul de proiecție al soarelui. Nu-i nimic. Sunt câteva mici defecțiuni de sincronizare. Poate vom ajunge cu vremea să spunem exact ceea ce gândim și să vorbim chiar în timpul vieții. Acesta a fost mesajul pe care l-ați primit. Se numește Poezia Sincronizare, este tot de Marin Sorescu. Cei care ați ales numărul 3, evident, un mesaj poetic, un poem din partea persoanei la care v-ați gândit. Mesajul sună cam așa. Când ne-am zărit, aerul dintre noi și-a aruncat dintr-o dată imaginea copacilor, indiferenți și goi, pe care o lasă să-l străbată. Oh, ne-am zvârlit strigându-ne pe nume, unul spre celălalt, și atât de iute că timpul se turti între piepturile noastre și ora, lovită, se sparse în minute. Aș fi vrut să te păstrez în brațe, așa cum țin trupul copilăriei în trecut, cu morțile ei nerepetate. Și să te îmbrățișez cu coastele aș fi vrut. Acesta este mesajul, se numește Îmbrățișare de Nikita Stănescu. Pentru cei care ați ales numărul 4, ați primit următorul mesaj poetic de la persoana dragă sau persoana la care v-ați gândit. Mesajul sau poemul sună așa. Atâtea stele cad în noaptea asta.
Demonul nopții ține parcă în mâini pământul și suflă peste o iască năprasnic să-l aprindă. În noaptea asta în care cad atâtea stele, tânărul tău trup de vrăjitoare mi-arde în brațe ca în flăcările unui rug. Nebun, ca niște limbi de foc eu brațele mi-ntind, ca să stopesc zăpada umerilor goi și ca să-ți sorb flămând să-ți mistui puterea, sângele, mândria, primăvara, totul. În zori, când ziua va aprinde noaptea, când scrumul nopții o să piară dus de un vânt spre apus, în zori de zi, aș vrea să fim și noi cenușă, noi și pământul. Poemul se numește Noi și pământul, de Lucian Blaga. Pentru cei care ați ales numărul 5, mă pregătesc să vă citesc mesajul poetic, poemul de dragoste, care v-a fost transmis de persoana la care v-ați gândit. Mesajul sună așa. Mâinile mele sunt îndrăgostite. Vai, gura mea iubește și iată, m-am trezit că lucrurile sunt atât de aproape de mine încât abia pot merge printre ele fără să mă rănesc. E un sentiment dulce acesta de trezire, de visare. Și iată-mă, fără să dormi, aievea văd zeii de fildeș. Îi iau în mână și îi înșurubez râzând în lună ca pe niște mânere sculptate, cum trebuie că erau pe vremuri împodobite roțile de cârmă ale corăbilor. Jupiter e galben și Hera, cea minunată, e argintie. Izbesc cu stânca în roată și ea se urnește. E un dans, iubito, al sentimentelor, zeițe ale aerului, dintre noi doi, și eu, cu pânzele sufletului umflate de dor, te caut pretutindeni și lucrurile vin tot mai aproape, și pieptul mi-l strâng și mă dor. Acesta este mesajul. Se numește poezia Vârsta de aur a dragostei, de Nichita Stănescu. Pentru cei care ați ales numărul 6, ultimul număr, mesajul de la persoana dragă, evident, este tot o poezie și sună așa. Ne cunoaștem. Ne-am întâlnit într-o zi, pe pământ. Eu mergeam pe o parte a lui, tu pe cealaltă. Tu erai așa și pe dincolo, erai ca toate femeile. Uite cât ți-am reținut chipul. Eu m-am emoționat și ți-am spus ceva cu mâna pe inimă, dar n-ai avut cum să mă auzi, pentru că între noi treceau într-una mașini și ape, și mai ales munți, și tot globul. M-ai privit în ochi, dar ce să vezi? În emisfera mea tocmai se făcuse noapte. Ai întins mâna, ai dat de un nor, eu am cuprins de umeri o frunză. Poezia se numește Ne cunoaștem, de Marin Sorescu. Cam acestea au fost mesajele. Sper că v-au luminat un pic singurătatea sau gândurile în cazul în care nu sunteți împreună. Mai ales în această perioadă în care avem atâtea planete retrograde și posibil că pentru unii ne îngreunează comunicarea, inclusiv
virtuală. Sunt curioasă cum o să downloadez. Oricum, sper că v-a plăcut și, evident, așteptați-vă și la altfel de mesaje în curând. Vă pup, vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală. Pa!